Membra cenaclului literar Luceafărul și având ca mentor spiritual pe Dunia Pălângeanu, Luminița Gelețu a acumulat o perioadă bună, trăiri și impresii și la un moment dat, după multă tăcere, acestea au izbucnit la suprafață făcându-se poezie. Poezie lângă poezie s-a strâns un volum tipărit recent la editura Amurg Sentimental și lansat astăzi în fața zeci de giurgiuveni și în prezența oficialităților din oraș. Veniți la Ateneul Nicolae Bălănescu pentru a sărbători poezia și poetul. În peisajul giurgiuvean, iată, un glas firav, sensibil, dar, credeți-mă, destul de hotărât, iese la rampă ca să vorbească despre un anotimp minunat, anotimpul iubirii. Permiteți-mi să o invit în scenă pe Luminița Gelețu, autoarea volumului de poezie, Anotimpul iubirii. Într-o lume în care fuga după material a devenit prioritară, este important să găsim în interiorul nostru resurse pentru a scoate la lumină tot ce avem mai bun. Iubirea, bunătatea, solidaritatea, gândurile calde, să oferim un zâmbet fără aștepta nimic, în schimb, să oferim o mână întinsă celor aflați în nevoie. Acest volum de versuri reprezintă ceea ce am strâns în suflet în anii de neputință, în anii în care penelul încă nu începuse să rodească. Am simțit nevoia de a mă elibera, făcând-o prin poezie, descătușând gânduri și trăiri interioare. Cartea a apărut cu sprijinul financiar al primăriei Giurgiu și dincolo de lansarea volumului, Luminița Gelețu a organizat, cu sprijinul prietenilor, un adevărat spectacol artistic presărat cu poezie și colinde.